astăzi a fost o zi istorică, dovedim că totuși legea domină și este respectată. Acești oameni care vremelnic ocupă funcțiile astea de primar, prefect, ministru, șef de stat, nu-s mai presus de lege. Ha. Nu facem circ, suntem civilizați, da? Ca de obicei. Pare. Aveți ce face? Da, și dumneavoastră. Eu pot să stau și în picioare. Ce zice domnul primar? Când s-ar putea plăti? Cum s-ar putea face ca lucrurile să se întrebăm? Când o să întrebați? Domnul viceprimar, ce spuneți? S-au discutat vis-a-vis de sumele astea la buget, s-au încercat cumva să se rezolve. Ce spune instituția ca sau primarul ca și ordonator de credite? Vrea să plătească până la urmă? Face demersul sau doar încearcă să facă contestații? La câte litigi s-au ajuns? La câte nerezolvate din 2004? Nu știu dacă... Nu. Cât este o sentință definitivă și irrevocabilă, nu mai poate fi comentat. Că nu respectați, voi vă timorați pe voi. Deci dacă în... ce nu respectă? Voi. Exercitarea funcției înseamnă respectarea legii, nu nerespectarea legii. Prin încăpățânare, prin sfidarea instituțiilor statului și a legilor, o să plătiți. Că vremea nu ocupați cu interese, nu sunteți păteași. Așa cum au intrat și Dragnea și altul. Nu știu cu filmatul, sunteți de acord, domnule Cea? De ce? Noi vrem să vedem ce se întâmplă. Jandarmii trebuie să filmeze. Parcă am fi în tine, în comună, primul lucru, dar stai deci, nu, aveți dreptate, dar aveți dreptate, că acolo nu exista sistem de drept. Așa e la Borșa. Dacă exista sistem de drept, nu era o hotărâre neexecutată din 2004. Azi am lucrat 20 de ani din minerii, dar în situația noastră. Și am lucrat la 4 km sub de lume. Poate scaunile acelea să fim aici. Nu vreau să plătesc justiția sau nu știu ce. Dar undeva nu-i bine acolo. Nu cred că trebuia să se ajungă din 2004 până acum. Domnule Cioran, care așteaptă în volcă de venit. Nu așteaptă, îi spun, dar se dată să testi. Nu însemnă. Și găsim o altă masă. Păcat, dacă băgăm un imant în birou, să avem și birou nostru. Scaunul. Scaunul e bine. Cum? Puneți execuție. Ăla face parte din birou. Nu știu. Din noptiere. Da. Ah, din noptiere. Nu făcea parte din birou ăla? Din noptiere asta așa. A fost învins toată mafia siciliană din Borșa. Maramureșul istoric și voievodal. O fugit primarul din Borșa ca un laș, spunând că el pleacă, vezi, Doamne, să nu fie la fața locului când va fi executat, silit de către instituțiile statului. Bravo! Deci ești gata, nu? Da. Am avut domnul vice succes la treabă. Nu vă doresc. Sănătate lui Feri. Nu m-a filmat că n-am făcut nimic și n-aveți voie. Ne băgăm aici, nu? Pogoli? Da. Scaun și camera nu. Ce faceți, nea, barani? De pazni. Pazni, ca oi? De ce vă iați văd că vi l-a furat cineva? Ce v-au vândut cineva? Ce v-au cumpărat? Două mașini s-au vândut? Da. Ce-ai? Cine e de vină? Nu, cine e de vină? Zi tot după tine. Iurita cu primarul. Cine? Iurita. Și ce legătură are jurista cu primarul? Asta este o problemă de acum? Nu. Păi și atunci despre ce? Aia și scaunul, lăsa și du-l jos. Asta e prima masă, așa e scaunul. Ai du-l la mașină? Du-l la mașină. Așa, domnul șef. Ohoho. Bă, dar zvechitură ești la face dubieză. Bine plecat. Ia și-ați cumpărat tătie pe banii noștri. Nu-i bani. Deci ce face? Primarul fuge totdeauna de fiecare dată ca să n-aibă responsabilitate. Deci, Doamne, că noi cu posesoratul mere când nu-i primarul acolo. Ori el dinainte premeditează toate chestiile astea și pleacă de la primărie și face de lucru și se duce în concediu. O să vedeți că o să fie dus în concediu și nu o să fie la primărie.
Asta este strategia lui. Și la fiecare executare a fost același lucru. Un om irresponsabil, un om care n-are curajul răspunderii, zice, băi, am încălcat legea. Bă, nimeni nu mi-a prescris de lege și trebuie să o respecte fiecare. Pentru el nu-i valabil nimic. Și asta e România, de fapt. Trăim într-o țară care nu mai există niciun fel de stăpânire. Îs legi pentru amărâți, pentru năcăjâți, pentru cei umiliți și bagiucuri de 30 de ani. Iar pentru cei care ar trebui să respecte legea, aș bagi joc de țară, de popor și tot așa. Până intersecția, Moise, acolo, în spate, după aia, ieși și... Ești pe calitate? N-are nicio șansă țara asta să se redeseze, să vezi că există un sâmbur de adevăr, o speranță pentru binele acestei țări și acestui popor. Tâlhare ăștia care guvernează și îți bagi joc de țară, nu mai au niciun fel de leac. Nu-i licuie nimeni, nu-i niciun fel de lege. Pentru ei. Asta-i. Cine a făcut Marea Unire, mari unioniști ai României, a României mari, ajung să stăie în cocaule hoților și borfașilor din Borșa. Trebuie dus la loc de cinste și omenie și respect pentru țară și pentru neam. Nu să stăie la câini bagabonți care și-au bătut joc de țară și de popor. Ne umili niște bagabonți și niște nemernici care își bat joc de poporul ăsta și de țara asta care dispare după eșicherul geografic. N-a mai existat nația asta de români din cauza acestor câini bagabonți care își bat joc de țară și de amărâtul ăsta de popor umilit și bagiucurit de 20 de ani. Făcut Marea Unire și nu s-o ales nimic de ea, că tălharii jubilează și trăiesc bine. Fi fost o persoană fizică să iei chipul pus sub sechestru și să nu-l prezinte. El era deja dosar penal și purta pe instanță și... Arestat. Ori ăsta își permite orice, că nimeni nu ia nicio măsură. Se reprezintă statul. Statul ăsta e condus din niște oameni cu demnitate, niște oameni care sunt aleși să respecte legea. Nu să-ți bată joc și de statul, de drept, și de legile țării, și de popor. Sentința de 17.000 de hectare a fost executată și respectată de către instituțiile statului. S-a efectuat executarea silită și toate bunurile puse sub sechestru de către executul judecătoresc au fost executate. Adică mașini, scaune, mese, biroul primarului, scaunul primarului, scaunul viciului, scaunul secretarului, mobilier. Toate scaunele și bunurile puse sub sechestru, inclusiv statuia mare nostru unionist Gheorghe de Băsești, care o citit Marea Petiție a Unirii și care stă în primăria orașului Borșa fără niciun efect. Eu o pun acolo la intersecție, fac din sticlă, s-o bag acolo și cu bec și